Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Sâmbătă va avea loc un congres extraordinar PNL pentru fuziunea cu PDL. Asociațiile de proprietari adună tot mai mulți adepți, pentru că doar așa oamenii au înțeles că pot accesa fonduri. Încă din anul 2008, autoritățile de la Aninoasa se luptă pentru a obține finanțarea pentru construirea unui bloc social în oraș. Sâmbătă va avea loc un congres extraordinar PNL pentru fuziunea cu PDL. La acesta va participa din Valea Jiului președintele PNL Petrila, Costel Avram. Congresul PNL-PDL din 26 iulie va fi un moment istoric, după părerea președintelui PNL Petrila, Costel Avram. Acesta este mândru că va lua parte la nașterea partidului care în toamnă va lupta pentru fotoliul de la Cotroceni. Aș putea spune că este un moment istoric în condițiile în care și pe partea dreapta se creează un partid puternic. Dacă pe partea stângă există Partidul Social Democrat, pe partea dreapta erau mult mai multe partide. Da, sâmbătă la București va avea în prima fază la PDL fuziunea cu Forța Civică, iar după aceea ne vom întâlni toți pentru a face fuziunea cea mare. Mă bucur că voi fi prezent la nașterea acestui partid, la fuziunea acestui partid, și cert este că dacă vom merge toți și vom lupta pentru același cel, toți cei care suntem pe partea dreaptă, în noiembrie, președintele va fi dat de această nouă formațiune și se poate 100% dacă câștigăm președintele, ca în jurul președintelui să se creeze o nouă majoritate, iar Partidul Național Liberal să guverneze începând cu 1 ianuarie 2015. Costel Avram va reprezenta organizațiile din Valea Jiului pentru că a obținut la alegerile europarlamentare cu organizația din Petrila cel mai bun scor al liberalilor din Vale. Proiectul ce privește reabilitarea și modernizarea podurilor din orașul Hurican este pe drumul cel bun. Dacă la unul dintre cele două poduri lucrările s-au finalizat, la cel de-al doilea sunt pe ultima sută de metri. Cele două poduri de peste Jiu care asigură accesul în orașul Hurican, de pe DN66A, dar și cel care face legătura între orașul vechi și orașul nou, fac parte dintr-un proiect ce se apropie de finalizare. Momentan, se mai lucrează doar la un singur pod, unul fiind deja finalizat. Așa este, la unul lucrările s-au încheiat, la celălalt se circulă doar pe un singur, pe partea unui sens sunt două benzi. Deci circulația se desfășoară în ambele sensuri, dar pe jumătate din lățimea podului. După cum vedeți, în ultimul timp plouă extrem de puternic. Noi ne aflăm încă în grafic, nu suntem ieșiți din grafic, dar asta ne creează greutăți, faptul că jos sunt cele patru picioare la poduri, unde la o parte din ei s-a și turnat jos fundația, s-a săpat 2 metri sub nivelul Jiului, s-a turnat fundația, mai sunt lucrări care, din păcate, sunt îngreunate în timp, de aceste ploi care parcă nu se mai sfârșesc. Din valoarea proiectului, 86,5% reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 11,5% contribuția Guvernului României, iar comunitatea locală alocă o cotă de 2%. Cartierul din Iscroan reprezintă de mult timp un focar de infecție. Blocul social destinat să salveze cetățenii romi din această zonă ar putea primi în curând finanțare, după cum speră primarul Dunca. Încă din anul 2008, autoritățile de la Aninoasa se luptă pentru a obține finanțarea pentru construirea unui bloc social în oraș. Chiar dacă situația financiară a orașului este dezastruoasă, primarul trage speranțe că în curând vor începe lucrările la blocul social. Referitor la blocul social, am făcut o serie de demersuri, inclusiv am discutat cu vicepremierul domnul Dragnea, când am avut întâlnirea de la Orăștie, mi-a promis că se va apleca cu prioritate către această solicitare a noastră, pentru că acest proiect pentru blocul de 60 de apartamente este depus la Ministerul Dezvoltării încă din anul 2007 sau 2008. A fost aprobat proiectul, a fost însușit și de Consiliul Local, aprobat și de către Minister, urmează finanțarea. Dacă vom obține finanțarea,
în acest an ne vom apuca de construcția acestui bloc. Este destinat pentru, e bloc 60 de apartamente, locuințe sociale pentru cetățenii de etnie romă din cartierul Centru 2 din Iscroni. Edilul din Aninoasa mai spune că prin mutarea celor ce locuiesc în colonia Iscroni, zona ar arăta cu totul altfel și ar avea de câștigat nu doar orașul, ci întreaga Valea Jiului. Municipalitatea Vulcăneană trage semnale de alarmă turiștilor care frecventează pasul Vulcan. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că după fiecare vizită, aceștia lasă în urmă deșeuri care afectează mediul de aici. Odată cu asfaltarea drumului spre stațiunea turistică Pasul Vulcan, turiștii au început să vină aici pentru a se recrea. Însă, din păcate, după ce pleacă, aceștia lasă în urmă mizerii care treptat afectează natura, iar în timp ajung să o distrugă cu adevărat. De când am terminat drumul spre Pasul Vulcan, avem o afluență foarte mare de mașini sus în Pasul Vulcan, vin să se recreeze, într-adevăr este un loc miraculos. În plus de asta, aș dori pe această cale să mă adresez tuturor celor care frecventează Pasul Vulcan, să nu mai facă mizerie, pentru că este o zonă ecologică, este o zonă în care lumea vrea să se recreeze, să nu mai lase mizeriile pe câmp, ci să se recreeze cu adevărat și să se simtă că într-adevăr sunt niște frumuseți nemaipomenite în zona respectivă. Stațiunea turistică montană Pasul Vulcan face parte din ineditul proiect Castelul din Carpați. Asociațiile de proprietari adună tot mai mulți adepți pentru că doar așa oamenii au înțeles că pot accesa fonduri, dar își atrag și o serie de nemulțumiri. Cel puțin în două dintre cele care funcționează la Petroșani, situația este fără ieșire din cauza proastei gestionări, iar autoritățile locale pot doar să le dea sfaturi ori amenzi. Oamenii au înțeles că dacă se grupează în asociații de proprietari, au șanse să atragă fonduri și să-și anvelopeze blocul, să-și repare acoperișul ori subsolul. La Petroșan sunt astfel de situații, iar oamenii chiar le gestionează fără probleme. La momentul actual, în municipiul Petroșan, vorbim de un număr de 39 de asociații de proprietari, din care 9 asociații de proprietari își plătesc într-adevăr în comun furnizorii de utilități, iar 30 dintre ele, de fapt, s-au constituit cu scopul de a-și întreține condominiile. Este vorba despre subsol, acoperiș sau dacă doresc să facă lucrări de reabilitări termice. Aici trebuie să remarcăm faptul că 2 dintre ele, este vorba despre Asociația 2 Hermes și 9 Hermes, au avut inițiativa de a participa la o serie de proiecte, astfel că multe dintre blocurile aflate în cadrul acestor asociații, fie până la ora actuală au încheiat, fie sunt în curs de realizare a lucrărilor de refacerea acoperișului, a subsolului sau de realizarea reabilitării termice. Nu toate situațiile însă sunt atât de fericite. Și în alte două cazuri, oamenii s-au trezit și nu o singură dată debranșați de la apă, pentru că președintele asociației a murit și atunci s-a constatat haosul din gestiune. Unii au cerut sprijin și cam atât s-a putut. Într-adevăr, au existat reclamații venind din partea membrilor asociației care s-au adresat primăriei. Noi am chemat administratorul și am încercat să mai reglementăm aceste situații, dar situațiile au fost posibil să fie reglementate în momentul în care, cum a fost cazul unei persoane care a făcut o reclamație, a adus pur și simplu facturile pe baza cărora, chitanțele pe baza cărora a demonstrat că a plătit debite către asociație, dar el nu era consemnat în actele pe care le avea actuala administratoră. Edilii recunosc că au două variante, să le dea sfaturi administratorilor și să îi ajute să iasă din impas sau să le dea amenzi dacă se constată nereguli. Până acum însă s-au rezumat la sfaturi. În acest an, cadrele didactice din județul Hunedoara din învățământul preuniversitar au fost mai bine pregătite pentru examenul de definitivat. Comparativ cu anii trecuți, rata de promovare a fost mult mai bună, de aproape 60%.
Unul dintre cele mai dificile examene pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar este cel de definitivat. Anul acesta, în județul Hunedoara, s-au înscris 191 de candidați, însă 42 au absentat și aproape 90 au trecut această probă. Examenul a fost susținut de dascăli săptămâna trecută, iar astăzi aceștia au aflat rezultatele finale. Câte persoane au fost înscrise, câte au promovat? 191 de candidați au fost înscriși la examenul de definitivare în învățământul preuniversitar, din care 149 au fost prezenți la proba scrisă. Contestații au fost? Am avut un număr de 28 de contestații pentru această etapă. Soluționate pozitiv? Soluționate pozitiv 5. Comparativ cu anii trecuți, numărul celor care au obținut minimum nota 8, nota care le permite să promoveze acest examen, a fost mult mai mare. Au fost note bune, colegii noștri au muncit pentru aceste note, s-au pregătit. Nu este un examen ușor, este un examen cu pretenții și rezultatele s-au văzut. Comparativ cu anii trecuți? Avem un procent mai bun, avem 60% procentul de promovabilitate. La fel ca și anul trecut, candidații au fost supravegheați video în timpul examenului. Cadrele didactice care au promovat acest examen dobândesc dreptul definitiv de a profesa în învățământul preuniversitar. Nu doar lipsa fondurilor ridică probleme la finalizarea lucrărilor de la barajul din Mihăileni, ci și exproprierile și plățile către familiile care au fost deja strămutate sau care urmează să fie strămutate. Localnicii au ajuns să se conteste între ei, ba unii chiar vor să fie încă o dată despăgubiți. Cele 36 de familii deja despăgubite și mutate în case noi ridicate în brad se plâng că locuințele lor nu sunt încă întabulate. Alte 15 locuințe nu sunt încă finalizate și încă 25 de familii din zonă ar mai trebui strămutate. Pe cât de simple par lucrurile la prima vedere, pe atât de complicate sunt în realitate. De exemplu, astăzi, majoritatea în sală au fost unul dintre cei care nu s-au mutat pentru că nu le-i întabulată încă locuința și nu au ce spunea că e a lor. Au fost cei care au contestat modul în care s-au primit locuințele, ordinea în care s-a primit, ordinea în care s-au dat banii. Deci, începând din 87 încoace, tot ce a fost în regulă până acum. Se pare că se contestă ei între ei prea mult, că tu nu ai avea dreptul, că eu trebuie să fiu mai mult și nu știu ce. Familiile din Mihăileni vor redacta un memorium, în baza căruia se vor face verificări de către corpul de control al ministrului. S-a stabilit și cu dânsii, pentru că au fost foarte multe povești, dânsii zică foarte multe minciuni. Dânsii îmi vor trimite un memoriu în care se atingă absolut toate spețele pe care le-au enunțat astăzi. În virtutea acelui memoriu am să trimit corpul de control, pentru că evident trebuie să vină un obiectiv de atins, de realizat, nu o să vină chiar instant, pentru că vă dați seama că la noi problematica e foarte vastă, sunt și pădurile cu tot felul de probleme și piscicultura și toate, dar în timp scurt, chestii de 2-3 săptămâni, o să vină la fața locului, chiar ne gândeam că la cât de vastă e problematica, probabil că nici nu o să ajungă o săptămână, dar și mie mi s-a părut cea mai onestă soluție, încât să nu mai existe suspiciuni, să nu mai existe tot felul de reclamații. Doina Pană, ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură și secretarul de stat, Pastor Șandor, au efectuat ieri o vizită de lucru în zona Mihăileni pentru a verifica stadiul lucrărilor la barajul de acumulare. Zeci de chitare și voci de copii răsună duminică în Peștera Bolii. Un grup de tineri folchiști vin aici pentru un concert unic, iar cei care vor să îi asculte în acustica peșterii o pot face duminică, începând cu ora prânzului. Au venit în vizită în Valea Jiului la munte, dar nu sunt pentru prima dată aici. Vorbim despre un grup de muzicieni care cântă folk și care vin an de an să ne încânte aici la Peștera Bolii. Custodele peșterii Imre Suhanec ne spune cum îi va primi pe cei care vin să salute în felul lui Adrian Păunescu, generația în blugi, generația în adidas. Am profitat de buna voință lui doamna Mădălina Amon, care este la Câmpul Luneag într-o tabără cu generația folk, care s-a oferit ca duminică, mergând apoi spre Caiova, va intra la Peștera Bolii și ar dori să cânte. Facem acest concert
pe bază de bilet de intrare în peșteră, vizitez și peștera și o să încercăm să asigurăm o masă, eventual niște cărți poștale, pentru că altceva nu putem. Nu este prima dată când acești tineri vin aici și de fiecare dată chitările lor au încântat publicul. Nu ratați, dacă iubiți muzica la chitară rece în acustica peșterii Boli, concertul de excepție de duminică. Spectatorii sunt așteptați la ora 12. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută!